Matei capitolul 21, începând cu versetul 10 de data aceasta. Când a intrat în Ierusalim, toată cetatea s-a pus în mișcare și fiecare zicea, întrebarea fundamentală a vieții, cine este acesta? Este Iisus prorocul din Nazaretul Galilei, răspundeau noroadele. Iisus a intrat în templul lui Dumnezeu, a dat afară pe toți cei ce vindeau și cumpărau în templu, a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și le-a zis, este scris, casa mea se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Niște orbi și șchiopi au venit la el în templu. Și în templu se întâmplă minuni când e Hristos acolo. Și el, orbii și șchiopi erau de mult timp acolo. Și oamenii religioși n-au putut să facă nimic. Dar când intră Hristos în templu, lucrurile se schimbă. Binecuvântat să fie numele Lui. El a vindecat. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu, pentru că el transformă templu într-un loc al închinării. Copiii strigau în templu și ziceau, Osana fiului David! Preoții nu s-au bucurat, nu s-au închinat, nu s-au rugat, ci s-au umplut de mânie. Și au zis, auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-ați citit niciodată cuvintele acestea? Profetice, era scris. Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor nou născuți. Și lăsându-i, a ieșit afară din cetate și s-a îndreptat spre Betania și a poposit acolo. Amin. Vă invit cu respect să vă reașezați în prezența Domnului. Să-mi aduc aminte cum a procedat Emi cu... Atât, bravo. Ați văzut? Domnul să-l binecuvinteze pe Emanuel Popescu. El a făcut acest amvon, a lucrat la el ceva timp, Domnul să-i răsplătească. Dragilor, este a treia oară când predic din textul acesta și din întrebarea aceasta. Cine este acesta? Cine este acesta? Să știți că am stat mult și m-am uitat în Scriptură și ar fi un subiect inepuizabil. Pentru că atunci când vorbim despre Domnul Iisus Hristos, putem să răspundem pentru tot timpul, pentru toată durata existenței noastre terestre și apoi pentru toată veșnicia vom avea răspuns după răspuns pentru că Domnul nostru Hristos este infinit. Astfel îl descoperim tot mai mult în fiecare zi spre încântarea noastră, spre adorarea noastră. Deci cu ajutorul lui Dumnezeu este a treia predică din textul acesta și cu întrebarea aceasta fundamentală a vieții pentru existența noastră. Cine este acesta? Să știți că de modul în care răspundem la întrebarea aceasta depinde totul, absolut totul. Depinde viața, depinde calitatea vieții, depinde moartea, cum murim și depinde eternitatea noastră. Modul în care răspundem la această întrebare este cea mai importantă întrebare din viața noastră. E o întrebare importantă să știm cine va fi noul președinte al României. Să știm alianțele care se vor crea, partidele care vor guverna, probabil e și sunt întrebări importante. Însă, dragilor, vreau să vă spun în dimineața aceasta că cea mai importantă întrebare, fundamentală pentru existența noastră, este aceasta. Cine este acesta? Dacă v-aș întreba în dimineața aceasta, aș primi o mulțime de răspunsuri. Am văzut deseori în reportaje pe stradă, oameni care au întrebat publicul larg, cine este Hristos pentru voi? Unii spun un personaj istoric, alții spun un bun filantrop, un om care a făcut ceva minuni acum vreo 2000 de ani prin Ierusalim. Dacă mergeți în Ierusalim acum și întrebați cine este Hristos, veți vedea că în răspunsul lor găsiți repulsie, în răspunsul lor găsiți revoltă. Pentru mulți dintre ei Hristos nu înseamnă nimic. Și nu este nimic, în mod paradoxal. Însă în dimineața aceasta, cu ajutorul lui Dumnezeu, vom putea răspunde la această întrebare folosind cuvântul Domnului. În textul pe care l-am citit, avem mai multe răspunsuri, dar într-un mod mai teologic și mai profund, gândindu-ne
cumva la oficiile Domnului Hristos, la slujbele Lui, vom răspunde concret. Dragilor, aceasta este întrebarea cea mai des întâlnită în Evanghelie. Pe tot parcursul misiunii sale, misiunii Domnului nostru Iisus Hristos, aceasta a fost întrebarea tuturor. Dom'le, cine este acesta? Cine este acesta? Aduceți-vă aminte că la 12 ani Domnul Hristos se duce la templu împreună cu părinții și timp de 3 zile părinții îl caută și nu-l găsesc. Domnul Hristos este în templu. Aici noi răsturnăm ideile nebiblice ale celor care spun că Domnul Hristos în perioada aceasta de pauză, perioada copilăriei lui care nu este consemnată în mod absolut în Scripturi, ar fi fost prin Egipt să învețe de la înțelepții din Egipt. Ce lucruri de nimic! Dați-mi voie să vă spun că el era învățătorul în persoană. La 12 ani în templu, când vorbea cu mai mari templului, cu învățătorii templului, punea întrebări și dădea răspunsuri care i-a pus în uimire pe acei oameni. Și mă gândesc că în sinea lor, acești oameni au zis, Doamne, cine este copilul acesta? Vedeți, chiar din copilăria lui, găsim că oamenii și-au pus întrebarea aceasta, cine este acesta? Dragilor, pentru că uneori Dumnezeu mai dă și mie inspirație, mai scriu și eu cântece. Apropo, să știți cântecul acela pe care îl cântăm noi deseori. I-am spus inimii din mine într-o zi că și fără tine nu pot trăi, fără tine nu pot iubi. Este scris de Cătălin Ciuculescu, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Și sutașul de asemenea o cântare foarte frumoasă. Dumnezeu să-l binecuvinteze pe Cătălin. Uneori mai scriu și eu poezie, versuri de poezie și în timp ce lucram la acest mesaj, mi-a venit pur și simplu așa o rimă în inimă, gândindu-mă la perioada aceasta a vârstei Domnului nostru Iisus Hristos, la 12 ani în templu, imaginea aceasta glorioasă. Și am scris astfel, Dumnezeu în anii vieții unui om, chip de copil Iisus din Nazaret, ședea în templu printre mari învățători și peste toți acești sfătuitori era el rege, preot și profet. Numele Lui este Iisus Hristos. Dragilor, pe de altă parte, vedeți când era în corabie cu ucenicii săi și aceștia i-au văzut umanitatea în somnul de la pupa corabiei, când l-au văzut pe Hristos dormind, acolo ucenicii au văzut umanitatea Domnului Hristos, însă în momentul următor i-au văzut și dumnezeirea Domnului Hristos, pentru că după ce s-a ridicat, după ce s-a trezit, a certat vântul și a zis mării taci fără gură sau taci fi tăcută. Și Biblia spune că pe ucenici a apucat o mare frică și ziceau unii către alții după timp pe care l-au parcurs cu Hristos, că după ani de zile mergând pe calea credinței, întrebarea aceasta va primi noi răspunsuri întotdeauna, pentru că revelația va fi progresivă și nu ne vom sătura de prezența lui Hristos în viața noastră. Cine este acesta care vindecă cancerul? Cine este acesta care vindecă boli incurabile? Cine este acesta care a dus familia Jivan din cel mai mare dezastru din nou împreună? Cine este acesta care ridică comunități spirituale? Cine este acela care vindecă? Cine este acela care restaurează? Este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și după atâtea miracole nemai întâlnite, ucenicii speriați când au văzut puterea, dumnezeirea lui Hristos, întâi de toate i-au văzut umanitatea văzându-l dormind la pupa corabiei și apoi i-au văzut dumnezeirea, au început să tremure de frică și ziceau unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Este Iisus Hristos, Domnul nostru. E furtună în viața noastră, chiar dacă vremea de afară e plăcută. Dați-mi voie să vă spun că în dimineața aceasta Domnul Hristos ceartă vântul și marea și liniștește viața noastră într-un mod exemplar. Când a fost în casa lui Simon, fariseul, și a zis femeii păcătoase, iertate-ți sunt păcatele. Cine poate să ierte păcatele noastre? Hristos. Cei ce ședeau la el, cu el la masă, au început să zică între ei, dădeau coat. Dom'le, stai un pic, cine este acesta? Cine este acesta de iartă chiar și păcatele? Nimeni n-avea puterea aceasta. Acesta care iartă păcatele, dragilor, în dimineața aceasta, ne aducem aminte cu drag, este Iisus Hristos. El ne iartă, spune psalmistul, toate păcatele noastre.
sunt pironite în lemnul crucii, în palmele lui Hristos. În ceea ce părea o tragedie la cruce, Hristos a luat asupra lui toate păcatele noastre și prin rănile lui suntem tămăduiți și absolviți de orice vină, binecuvântat să fie numele lui. Profetul Isaia, cu mult timp înainte, când are viziunea, când l-a văzut pe Domnul Hristos ca rege escatologic, acel care vine să instaureze pe deplin împărăția sa, el spune astfel: episodul acesta nu s-a întâmplat, urmează să vină și va veni slăvit să fie numele lui. Cine este acesta care vine din Edom, din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare, în plinătatea puterii lui? Și apoi Domnul răspunde, pentru că Isaia, când are viziunea, îl vede venind pe Domnul, exact cum scrie aici: vine din Edom, vine din Boțra, în haine roșii, în haine strălucitoare, calcă mândru, este în plinătatea puterii lui, vine să facă război cu toate națiunile care au ridicat pumnul și au ofensat fața lui. Isaia se întreabă: cine este acesta? Și apoi Domnul îi răspunde în felul următor: eu sunt cel care am făgăduit mântuirea și am putere să izbăvesc. Glorie lui! Dragilor, în textul pe care l-am citit în dimineața aceasta, Biblia spune că întreaga cetate s-a pus în mișcare când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim. Tot Ierusalimul și toți cei prezenți pun o întrebare fundamentală: cine este acesta? Vă rog din suflet să puneți această întrebare fundamentală existenței dumneavoastră: cine este Hristos pentru dumneavoastră? Cine este acesta pe care îl propovăduim? Cine este acesta despre care am cântat în dimineața aceasta? Cine este acesta în numele căruia ne-am adresat Tatălui? Cine este acesta? Aceasta este întrebarea fundamentală. Cine este în realitate acesta care stârnește un entuziasm atât de mare? Aceasta, să știți că este întrebarea cheie a Evangheliei. Și dacă am găsit răspunsul la această întrebare, suntem cei mai fericiți oameni. Pentru că modul în care răspundem la această întrebare depinde de modul în care răspundem la această întrebare, depinde totul. Viața, calitatea vieții, moartea și eternitatea. Dragilor, în dimineața aceasta, folosindu-ne de acest text, vom răspunde acestei întrebări vorbind despre cele trei oficii ale Domnului nostru Iisus Hristos, despre cele trei slujbe, dacă vreți. Ca să înțelegeți mai bine, când vorbim despre cele trei oficii ale Domnului Iisus Hristos, vă dau un simplu exemplu ca să înțelegeți bine. Eu sunt pastorul ales de dumneavoastră. Pe de altă parte, sunt și antrenor de gimnastică, vine al doilea oficiu, da? Și pe de altă parte, sunt și militar, al treilea oficiu. La Hristos găsim cu totul alte oficii și le vom descoperi în dimineața aceasta. În primul rând, răspunsul noroadelor la această întrebare este următorul. El este împăratul, dar nu oricare împărat. El este împăratul slavei. El este împăratul împăraților. Deci primul răspuns pe care îl găsim aici cu privire la oficiile Domnului nostru Iisus Hristos este acesta. Când răspundem la această întrebare, Domnul Hristos nu este doar un prieten pe timp de noapte. Nu este doar un bun filantrop. Nu este doar un vindecător. Nu este doar un personaj interesant al istoriei. Ci Iisus Hristos este împăratul. Este împăratul împăraților. Este singurul care are cea mai bună formă de guvernare, binecuvântat să fie numele lui. Astfel, când ne adresăm lui, nu ne adresăm într-un mod adolescentin: el este prietenul meu cu care mă distrez în adolescență. El este împăratul. Spuneți fiicei Sionului: iată, împăratul tău vine la tine. Să împăratul despre care vorbim în instanța aceasta, el vine blând și călare pe un măgar, pe un măgăruș, mânzul unei măgărițe. El este împăratul. Spune Scriptura că după nașterea lui, a Domnului nostru Iisus Hristos, când magii au venit la Ierusalim, au întrebat. Ce au întrebat magii? Unde este împăratul? Unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Dragilor, să știți că împăratul acesta a mai tulburat lumea încă o dată, și la naștere, și la momentul intrării triumfale în Ierusalim. Deci în momentul în care Domnul Iisus Hristos a născut și au venit magii la Ierusalim, tot Ierusalimul s-a tulburat, Irod și toată cetatea s-a tulburat. Spune, când a auzit împăratul Irod acest lucru despre un împărat, stai un pic,
Că sunt pus în dificultate, sunt pus în pericol. Cum adică s-a născut un împărat? Păi eu sunt șef aici. Nu există altul. Și a venit magii și a zis, stai un pic, că există un împărat de curând născut în Israel. Spune că s-a tulburat mult și tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el, cu Irod. Ioan Botezătorul, când a început și a proclamat cuvântul Evangheliei, spune cuvântul lui Dumnezeu că Ioan Botezătorul proclama apropierea împărăției lui, pentru că dacă el este împărat, el are o împărăție, da? Și a venit Ioan Botezătorul și a zis, pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. De cel puțin 8 ori în timpul vieții sale, Domnul Iisus Hristos a fost proclamat ca rege, fiind numit fiul lui David. În fața lui Pilat, Iisus recunoaște că este împărat. Pilat l-a întrebat, ești tu împăratul iudeilor? Și ce răspuns plin de autoritate și de putere? Da, sunt. Eu sunt cel ce sunt. În grădina Ghețiman, când au venit cu ciomege să-l bată, să-l prindă pe Hristos, el a ieșit în întâmpinarea lor și a zis, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret? Și el a zis, da, eu sunt. Când a zis, eu sunt, spune Ioan că au căzut, s-au dat înapoi și au căzut la pământ. În fața lui Pilat, guvernatorul lui Pilat, Hristos a zis, da, eu sunt împăratul. Guvernatorul roman a așezat pe cruce inscripția Iisus Hristos, împăratul iudeilor. A fost scris în 3 limbi de circulație. În latinește, limba oficialității laice. În grecește, limba înțelepciunii și a culturii. În evreiește, limba Bibliei și a poporului iudeu. Cum știm noi din tradiția ortodoxă, I-N-R-I. Iisus, Nazariteanul, regele iudeilor, dar și regele nostru. În el s-a împlinit cea profeție Natan lui David zicând, casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea ta și scaunul tău de domnie va fi întărit pe veci. Primul născut al lui David a murit imediat după naștere. Apoi, oficial, după tragedia aceasta, Amnon, primul născut al lui David, n-a putut să întărească scaunul de domnie. Pentru că Amnon a făcut ce a făcut cu sora lui Tamar și a fost ucis de către Absalom. Apoi Absalom, de asemenea, și-a pierdut și el viața. Dar a venit un altul din spița de neam a lui David, care a întărit scaunul de domnie a lui David, și acesta este Iisus Hristos. Profeția este repetată de Isaia, el va face ca domnia lui să crească, să prospere și o pace fără sfârșit va da scaunului de domnia lui David și împărăției lui de acum și în veci de veci. El este împăratul. Dragilor, să știți că pe pământ acum este o împărăție spirituală, dacă el este împăratul, el are o împărăție. Și împărăția lui în mod absolut acum, pentru noi, este o împărăție spirituală. Domnul Iisus domnește peste sufletele credincioase. Biserica reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este în noi. Apoi, împărăția lui este o împărăție universală. Psalmul 72, 8, 11, Daniel, Zaharia, Apocalipsa. Pe de altă parte, împărăția acestui împărat este veșnică. Este veșnică, binecuvântat să fie numele Lui. Ca să știm, dragilor, fiecare împărăție are 4 elemente de bază. Un conducător de bază, supuși, teritoriu asupra căruia își exercită conducerea și legi. Să știți că nici împărăția lui Dumnezeu nu este diferită. Împărăția lui Dumnezeu are un conducător, are un popor, are teritoriu și are legi. Da. Împărăția lui Dumnezeu nu are un conducător pământesc. Conducătorul împărăției este Iisus Hristos, care domnește în cer. Împărățiile pământului își schimbă conducătorii și politica. Anul acesta veți avea posibilitatea să alegeți noi conducători. Însă, dragilor, chiar dacă anul acesta unii dintre ei vor fi schimbați, noi tot pe Hristos îl votăm. Amin. Pentru că tot El rămâne. El rămâne împăratul împăraților. El este împăratul atotputernic. Are toată puterea în cer și pe pământ. Și în dimineața aceasta
Vreau să-ți aduc aminte, să vă aduc aminte, dragilor, că pentru noi credincioși, pentru cei care cred în El, El exercită toată puterea în favoarea noastră. Deci dacă El este atotputernic în cer și pe pământ, El are puterea, David, să vindece cancerul. El are puterea să o vindece pe sora Liliana Bădescu. El are puterea să ridice din cel mai greu impas. El are puterea să ne scoată din depresii. El are puterea să schimbe viața noastră. El este atotputernic, binecuvântat să fie numele Lui. Are puterea să ne susțină și are puterea să ne scape. Pe de altă parte, acest puternic, spuneam când acest împărat, spuneam data trecută când a fost fratele Costel la noi, El este un împărat atotsuficient. Și spuneam că în El avem totul de plin. În El nu este nimic imperfect sau înfrânt. Dați-mi voie să vă spun că cine este în Hristos, chiar și un om ca și fratele Costel Pârnău, care nu are ambele picioare și brațul stâng, acolo unde a intervenit infirmitatea, acolo Hristos, dragilor, s-a proslăvit într-un mod absolut. Și pe de altă parte, să știți că restaurarea va fi deplină în împărăția lui Dumnezeu. Va obține din nou un trup de slavă, fără cancer, fără boli, fără infirmități, fără handicapuri, fără nimic, vom fi desăvârșiți. Glorie lui Dumnezeu. Și acest împărat este atot știutor. Este atât de atot știutor, încât, spuneam și joi, se implică într-un mod activ în cele mai mici și nesemnificative lucruri din viața noastră. Ați găsit vreodată un fir de păr în mâncare? Ați găsit, nu? E vreunul care n-a găsit? Ați găsit, nu? Noi vedem firul de păr doar în mâncare. Și sigur că atunci prinde o conotație negativă și cu... Dar Domnul Hristos, cel atot știutor, vede firul de păr când cade din capul nostru. În dimineața aceasta, dacă ești aici și spui, problema mea nu poate fi în evidența acestui Dumnezeu. Dă-mi voie să spun, problema ta e în evidența Lui. Niciun fir de păr din cap nu cade fără aprobarea lui Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Cine este acesta? El este împăratul. Și astfel se împlinește Zaharia 9:9, saltă de veselie fiica Sionului, strigă de bucurie fiica Ierusalimului, iată că împăratul tău vine la tine. Dar, dragilor, iată că împăratul nostru a venit la noi. A venit la dumneavoastră și a venit la mine. Împlinirea versetului din Zaharia 9:9 era pentru Israel încă o dovadă că cel care venise să-l viziteze era chiar împăratul, care nu putea fi confundat cu vreun altul. El este drept și aduce mântuire, este smerit și călare pe un măgar. Știm foarte bine că de obicei un rege se prezintă mândru și impunător, intrând triumfător în capitala lui, nu? Călare pe un cal de luptă, înconjurat de armate, în fruntea armatei sale, însă aici găsim un împărat umil și blând, care sfidează orice gândire omenească. Deci Domnul Iisus venea ca un domn al păcii, ca un împărat al păcii, și acesta era mesajul pe care El îl aducea. Apoi, dragilor, dați-mi voie să vă spun că acest împărat este împăratul care stârnește entuziasm spiritual, care stârnește entuziasm spiritual. Vedeți, spunea Vali mai devreme că unii dintre cei care au strigat Osana fiului David, să știți că ei au avut cumva o gândire mai mult politică sau mai mult militară, pentru că ei așteptau un Hristos militar, politic, răzbunător, care vine să răstoarne pe romani, să pună tot în ordine, să așeze. Unii dintre ei probabil strigau cu gândire politică, cu gândire militară, dar printre ei, cu siguranță, au fost și oameni care au împlinit profețiile și au strigat Osana fiului David dintr-o inimă profund spirituală, pentru că El este împăratul care creează entuziasm spiritual. În dimineața aceasta, dați-mi voie să vă spun că nu muzica creează entuziasmul spiritual,
Nu Alin Jivan creează entuziasmul spiritual. Cu tot respectul pentru frații noștri care au făcut o slujbă extraordinar de frumoasă. Niciunul dintre ei, niciunul dintre noi, cel care stârnește entuziasm spiritual este Iisus Hristos. Pentru că în versurile cântării, în centrul versurilor cântării, este Iisus Hristos. Și numele lui Iisus Hristos este putere. El stârnește entuziasm spiritual. El ne face să cântăm de bucurie. El ne duce în zona aceea când plângem de bucurie. El stârnește un entuziasm care ne face în dimineața aceasta să strigăm Osana Fiului David! Glorie Dumnezeului nostru! Oriunde pășește El, El creează emoție, creează entuziasm. Cine este acesta care creează un entuziasm așa mare? Nici o mișcare religioasă, nici o mișcare sportivă, nici o altă atmosferă nu poate depăși atmosfera pe care o creează Iisus Hristos. Dați-mi voie să vă spun că atunci, pentru că vrem să facem o paralelă între ceea ce a fost în prima instanță, la intrarea chivotului, când David a organizat această ceremonie, apoi la intrarea Domnului nostru Iisus Hristos în Ierusalim și mai există un moment escatologic în care El va veni ca împărat al slavei să instaureze pe deplin împărăția. Însă în momentul în care David organizează ceremonia de intrare a chivotului, da, în cetate, spune cuvântul lui Dumnezeu că entuziasmul a fost atât de profund și a fost atât de mare încât David a început să, spuneți dumneavoastră, a început să joace, a început să danseze. David avea coreografie, eu sunt antrenor și sunt mulți teologi care spun că David avea coreografie în cultura iudaică religioasă. Exista un dans cu coreografie, nu a început să facă acolo într-un fel sau altul. Să nu dansați în dimineața aceasta, da? Ne pun frații deoparte după aia. Deci s-a creat un entuziasm foarte mare încât împăratul David a știut că acel chivot îl reprezenta pe Hristos, dragilor. Dar în dimineața aceasta și apoi în Ierusalim, când Domnul Iisus Hristos a intrat, s-a creat un entuziasm foarte mare și oamenii au început să strige, Osana Fiului David, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului, Osana în locurile prea înalte, glorie lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Binecuvântat să fie Domnul care creează entuziasm. Simțim vibrația prezenței Duhului Sfânt, simțim puterea Duhului Sfânt care ridică, Iisus Hristos este Domnul! Aleluia! Dragilor, o mișcare religioasă ne ține inerți, încorsetați ca și pe femeia gârbovă în sinagogă, până a venit Hristos și a dezlegat-o pe femeia aceasta. După 18 ani mă gândesc că a început să facă activități fizice, s-a întors, s-a plecat și a mărturisit că Iisus Hristos creează cel mai puternic entuziasm. Doamne, creează entuziasm sfânt în dimineața aceasta. Ca poporul Tău să Te laude, pentru că răspundem în dimineața aceasta. Cine este acesta? Este împăratul care creează cel mai puternic entuziasm în viața noastră. Am luat medalii la europene, la mondiale, de peste 40 de ori campion național al României. În anul 2005, cel mai bun sportiv al clubului Steaua al Armatei. Toate acestea, la un loc strânse. Și rezultatele colegilor mei, și rezultatele prietenilor mei, toate pălesc și sunt răsturnate în prezența lui Iisus Hristos. Entuziasmul pe care îl creează Hristos în viața noastră este debordant, ne duce la o stare de exuberanță, de exprimare exterioară, glorie lui Dumnezeu. Dragilor, un om care a fost în pragul morții, un om care a fost bolnav de cancer, un om care era gata să fie aruncat în fundul iadului, păi când Hristos vine și îl salvează, el nu poate să stea așa, el întotdeauna va spune Osana în locurile cele prea înalte. Hristos este împăratul. Binecuvântat să fie numele Lui. Domnia Lui este universală. Domnia Lui Hristos este universală. El este împăratul care cârmuiește peste un univers de făpturi și de lucruri create, dispuse în ordine sau aranjate precum oștirile pentru bătaie. Și în ultima instanță, dragilor, El este împăratul care se prezintă și ca rege escatologic. Și intrarea ca pe o anticipare a judecății. Vedem aici, în prima instanță, intrarea chivotului, apoi intrarea lui Hristos în Ierusalim, și apoi așteptăm ziua aceea în care, exact cum spunea un comentator, când vorbea despre psalmul care îl prezintă pe Domnul Hristos,
Psalmul acesta se împlinește în noi când Iisus intră în inima noastră ca rege să domnească. Realizarea definitivă urmând să aibă loc atunci când pământul, cu întreaga sa populație, îl va aclama ca domn al său. Dimineața aceasta împăratul vine spre dumneavoastră și spre mine, călare pe un măgar blând și smerit și spune în felul următor: guvernarea mea este una a păcii. Mesajul meu este unul de pace. Îl primești ca împărat? Răspundem toți împreună în dimineața aceasta: El este împăratul nostru. Toți împărații din istoria consemnată sunt cumva clasați în analele istoriei. Este un împărat care este viu, guvernează, are o împărăție veșnică, are un popor, poporul este aici, are un teritoriu și vom fi pe el în curând. Și are legi de guvernare. Dumnezeu să fie binecuvântat. Apoi, al doilea oficiu pe care îl găsim aici, ca să răspundem concret, teologic, la această întrebare, întâi de toate, el este împăratul. El nu este prietenul acela. Sunt grupări religioase, chiar evanghelice, care îl consideră pe Domnul Hristos un prietenaș. Așa într-o închinare adolescentină, dragilor. El este împăratul. Și dacă el este împăratul, știm că el împărățește. Care legi de guvernare pe care trebuie să le respectăm. Care un teritoriu în care trebuie să fim. Nicodim, când stătea de vorbă cu Domnul Hristos, Domnul Hristos i-a vorbit despre teritoriul împărăției sale și a zis: cine nu se naște din nou nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu și nici nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Mă rog ca prin acest cuvânt Dumnezeu să producă naștere din nou în fiecare inimă. Și când deschideți ochii după nașterea din nou, să-L vedeți pe împăratul slavei, pe Iisus Hristos. Al doilea oficiu este cel de profet. El este adevăratul profet. Au răspuns oamenii: este Iisus, prorocul din Nazaretul Galilei. Prorocul din Nazaretul Galilei. Profetul este o persoană care poate să fie înțeles ca trimisul, ca solul Domnului, care poate interpreta și prezice voia lui Dumnezeu, pe care o transmite mai departe oamenilor. Profetul avea ca datorie să primească și să transmită mesajul lui Dumnezeu către poporul Israel și să mijlocească prin rugăciuni pentru Israel înaintea lui Dumnezeu. Să știți că durata acestei slujbe de profeție era stabilită de Dumnezeu. Slujba aceasta putea să fie temporară, putea să fie de o lună de zile, de două luni de zile, de doi ani, sau putea să fie pe tot parcursul vieții. Sunt oameni care au prorocit când au venit la viața de credință și apoi la un moment dat în viața lor s-a întâmplat ceva, că nu s-a mai manifestat darul respectiv. Să nu vă speriați. S-ar putea ca să fi fost ceva temporar ce a stabilit Dumnezeu pentru zidirea bisericii sale în acea etapă pe care ați parcurs-o. Însă, dragilor, uitându-ne în cuvântul lui Dumnezeu, găsim aici ceva extraordinar. Primirea mesajului profetic era mediată prin vis și îngeri. Unii profeți au primit și abilitatea de a săvârși minuni, unii dintre ei. Cea mai celebră breaslă profetică a purtat numele de ucenicii profeților sau fiii prorocilor. Vă aduceți aminte de școala lui Ilie, de proroci. Însă profetul acesta nu este produsul vreunei școli, nu este produsul vreunei academii, nu vine în numele unei partide religioase sau unui partid politic, naționalist, liberal sau social. Nu vine în numele lui Ilie, nu vine în numele cezarului, ci în numele Domnului oștirilor. Alții veniseră înainte de Hristos pretinzând că sunt învestiți cu autoritate și poziție înaltă, dar oile poporului Israel nu i-a ascultat. Iisus, Domnul nostru, vorbește aici foarte explicit despre cei care au venit înainte de el și declară pe toți cei care au apărut în trecut cu pretenții mesianice, profetice, regale, drept hoți și tâlhari. Însă, dragilor, dați-mi voie să vă spun că el este profetul autentic. El are mesajul concret pentru noi. Și acum eu mă întreb, pentru că trebuie să avem aplicații la ceea ce spunem. Dacă Hristos este profetul,
Este împăratul, este profetul într-o tradiție profund religioasă a țării noastre. De ce Arsenie Boca este mai popular decât Iisus Hristos? Vă întreb pe dumneavoastră, de ce Parascheva este mai populară decât Iisus Hristos? De ce tradițiile sunt mai populare decât Iisus Hristos? De ce, cu tot respectul pentru unii și pentru alții, branhamiștii, William Branham este mai popular decât Iisus Hristos? Pentru unii frați adventiști, Ellen G. White este mai populară decât Iisus Hristos. Însă nu există profet mai mare decât Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Dragilor, el este profet mai mare peste toți profeții mari din Scripturi. Profeții mari, Isaia este un profet mai mare decât Isaia. Isaia a prezis despre Hristos. Nu este alt profet care să fi prezis mai concret și mai clar despre Domnul Iisus Hristos ca Isaia. Apoi, Ieremia, Ezechiel, Daniel. Și apoi este peste toți profeții mici. Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Naum, Habacuc, Zefania, Hagai, Zaharia, Maleachi. Oficiul de profet a fost prezis în Vechiul Testament. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, a spus Moise. Și știți ce a zis Moise? De el să ascultați. Știți ce a zis Dumnezeu despre acest profet? Pentru că Dumnezeu, dragilor, l-a abilitat. Domnul Dumnezeu l-a acreditat și a zis, acesta este fiul meu. De el să ascultați. Să nu existe alt profet mai mare. Respectăm pe toți sfinții lui Dumnezeu, dar niciunul nu se ridică la rangul de profet, precum este Iisus Hristos. Românii să învețe, vorbeam cu un prieten de-al meu creștin ortodox și i-am zis, în toată discuția noastră, care este foarte faină și a fost foarte plăcută, mi-a enumerat o mulțime de părinți, mi-a enumerat o mulțime de tradiții și am făcut un ocol de ne-am obosit amândoi. Ce-ar fi să ne întoarcem la cuvintele lui Iisus Hristos? Pentru că singurul mijlocitor între Dumnezeu și oameni este omul Iisus Hristos. Singurul care a văzut fața lui Dumnezeu Tatăl și poate să vină cu un mesaj concret și autentic, mai presus de toate profețiile actuale, chiar și din mediul evanghelic, trebuie să rămânem ancorați în cuvânt. Hristos este profetul. Și nu dăm greș. Ne întoarcem la cuvânt și când ai zis, uite ce spune Hristos. Stai un pic, că se schimbă, se răstoarnă tradiții, obiceiuri, reguli, basme, băbești și ce vreți dumneavoastră. Și rămâne profetul autentic. Să nu se supere nimeni pe mine. Eu nu apăr nicio tradiție, niciun cult, nicio denominațiune, ci vorbesc despre Iisus Hristos. El este profetul. De El să ascultăm. Și apoi, dragilor, în ultima instanță ne apropiem de final în dimineața aceasta, ne pregătim să cântăm și cântarea aceea minunată. Deci El este împăratul. Amin. Înseamnă că dacă El este împăratul, noi suntem supuși. Noi suntem supuși. Înseamnă că dacă El este împăratul, El are o împărăție. Și împărăția Lui este veșnică. Dacă El este împăratul, El are legi pe care trebuie să le respectăm, legi de guvernare. În dimineața aceasta răspundem la această întrebare fundamentală pentru existența noastră. De ea depinde totul, viața, moartea și eternitatea. El este împăratul, sub a cărui guvernare ne plecăm și devenim supuși Lui. El este profetul autentic, este singurul care a văzut fața Tatălui. Nu Arsenie Boca, nu tradițiile, nu obiceiurile, nu basmele, băbești, ci Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El este centrul închinării noastre. El are cel mai curat mesaj pentru noi. Cuvintele Lui sunt viață, cuvintele Lui sunt putere, cuvintele Lui aduc mântuire și salvare. El este profetul. Și în ultima instanță, dragilor, al treilea oficiu al Domnului nostru Iisus Hristos, El este preotul. Este marele preot. Este scris, casa mea. Intră în Ierusalim când evreii așteptau ca El să se ducă la Roma. El intră în Ierusalim și spune, eu mă duc către casa mea.
Și a intrat în templu și a zis, asta e casa mea. Prin aceasta el a spus, eu sunt marele preot. Marele preot Milos a venit să oficieze slujba pentru toți păcătoșii, din toate timpurile, nu prin sacrificiul unui miel, ci prin sacrificiu personal. Și vreau să vă spun doar trei lucruri de ceea ce realizează prezența Domnului Iisus Hristos în templu. Ea are cel puțin trei efecte. Primul efect este de curățire imediată. Ați văzut că Domnul Iisus Hristos, care a fost cel mai mare lider și reformator religios, el a fost restauratorul unei noi relații a omului cu Dumnezeu. El restabilește ordinea în templu. Și dacă el este marele preot, dați-mi voie să vă spun că primul lucru pe care îl face el în casa lui e că el ne curățește. Preotul, marele preot, avea datoria aceasta să se ducă înaintea lui Dumnezeu să mijlocească cu jertfa pentru curățirea poporului. Dar mulțumim lui Dumnezeu că marele preot curățește și astăzi. N-aș vrea să cred că printre noi este vreun tâlhar a căror mese Hristos trebuie să le răstoarne. Ci aș vrea să cred că aici, în mijlocul nostru, sunt doar oameni care au venit să beneficieze de sângele lui Iisus Hristos, să fie curățiți, să fie absolviți de vină. Primul lucru pe care îl face când intră în templu, el curățește imediat tot ce se întâmplă acolo. Vedeți, oamenii aceștia care erau religioși au transformat casa lui Dumnezeu într-o peșteră de tâlhari. Și unii dintre noi au zis, Hristos a fost un revoluționar, a fost un rebel, a fost un om răzvrătit care s-a dus și a făcut gălăgia la templu, care a avut forme de răzvrătire împotriva marilor preoți de la templu. Însă dați-mi voie să vă spun că știți ce a făcut Hristos? A dat la o parte pe cei care împiedicau poporul să se închine în adevăratul sens înaintea Dumnezeului adevărat. I-a dat la o parte pe toți și dați-mi voie să vă spun, cu bișnițarii, cu tâlharii, cu profitorii, noi nu trebuie să le facem, hai mă, pocăiește-te și tu, să-i dăm la o parte, ca cei care suferă, ca cei care doresc să-L cunoască pe Dumnezeu, ca cei care vor să roage, ca cei care vor să aibă revelație, ca cei care vor să plângă, să aibă acces. Oamenii nu mai aveau acces de tâlhari, de bișnițari, de impostori. Și Hristos a venit și n-a zis, măi, pocăiți-vă, și i-a dat afară, le-a răsturnat mesele. Știți de ce? Ca să creeze drum liber pentru voi, pentru noi și pentru toți cei care vor să-L întâlnească pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. A dat afară. Apoi a intrat în templu după ce a curățit, spune cuvântul lui Dumnezeu, că în același timp El a intervenit cu vindecare prin har a infirmilor care vin la El. În dimineața aceasta, poate că n-ai o infirmitate fizică, dar poate ai o infirmitate în suflet, în gândire. Poate că ai o problemă pe care în mediile religioase fără Hristos n-ai rezolvat-o. Preotul, marele preot, este aici în dimineața aceasta. Și după ce a făcut curățirea, dăm voie să spun că are puterea să te vindece în dimineața aceasta. Niște orbi și șchiopi au venit la el după ani de zile de practicare a religiei, au venit la el și Hristos i-a vindecat. După ani de zile de confuzie religioasă, după ani de zile de tradiții, dăm voie să spun că a ieșit Hristos în întâmpinarea ta și vrea să te vindece în dimineața aceasta. Hristos vrea să-ți dea vindecare în dimineața aceasta. El are putere în calitate de mare preot să vindece rana ta. În vechime, când cineva suferea de o boală, primul la care trebuia să meargă nu era medicul, că nu erau încă în funcțiune toate aceste instituții și servicii. Când apăreau bube și alte aspecte neplăcute în trup, primul la care se ducea era preotul și preotul constata rana. Dați-mi voie să vă spun că marele preot în dimineața aceasta constată rana dumneavoastră. Dar nu doar că o constată, El o și vindecă. El o și vindecă. Ne ridicăm în prezența Lui. El o și vindecă. Și ultimul lucru pe care îl găsim că îl face Domnul Hristos în templu, se creează entuziasm debordant la intrare în Ierusalim și apoi se mută în templu. Și peste tot unde este Hristos, acolo se produce explozie de închinare, explozie de laudă,
explozie de bucurie. Spune cuvântul lui Dumnezeu că după ce a curățit, după ce a vindecat, apoi a primit laudă din partea copiilor. A primit laudă din partea copiilor. În mod paradoxal, să știți că și astăzi când rostim acest mesaj, ca și atunci, s-ar putea ca unii să fie indignați. Vedeți că spune Scriptura că deopotrivă cu lauda a fost și indignarea și împotrivirea din partea vrăjmașilor adevărului. Dar preoții cei mai de seamă și cărturarii, când au văzut minunile pe care le făcea și pe copii strigând în templu și zicând Osana fiului David, ei s-au umplut de mânie. Ești plin de închinare, de adorare sau plin de mânie în dimineața aceasta? Aici este împăratul, aici este profetul, aici este marele preot Milos, care constată rana și care vindecă rana. Numele lui este Iisus Hristos. O, Doamne Dumnezeule, stârnește entuziasm în dimineața aceasta, Doamne. Stârnește entuziasm prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, Doamne. Prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, vindecă în dimineața aceasta, Doamne. Schimbă în dimineața aceasta, curățește în dimineața aceasta, Doamne Dumnezeule. Doamne, adu poporul acesta într-o atitudine de laudă la adresa Ta. Iisus Hristos este Domnul, aleluia! El este prezent în mijlocul nostru. De aceea să încheiem slujba cu acest cântec. Vreau să spună cel ce-i slab, eu sunt tare în Hristos. Cel bolnav să zică sunt vindecat. Cel sărac să zică sunt bogat. Pentru că în viața mea a venit împăratul. Pentru că în viața mea a venit profetul. Și pentru că în viața mea a venit preotul, marele preot, să cânte poporul Osana celui prea înalt.